Circulația în Sibiu va fi îmbunătățită grație unui proiect în valoare de 250.000 de euro, important pentru dezvoltarea mobilității locuitorilor orașului și pentru funcționalitatea sistemului de transport local, indiferent de modalitatea de deplasare utilizată. Primăria Sibiu a primit bani pentru proiect de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Primăria Sibiu a început în luna martie elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă a municipiului Sibiu, care va fi gata în 6 luni și are ca scop principal creșterea accesibilității și mobilității în oraș. Acesta vizează o mai bună funcționalitate a sistemului de transport și crearea de legături mai eficiente și cu localitățile din zonă, în contextul în care Sibiul tinde să formeze o zonă metropolitană cu acestea. Planul se va baza pe situația existentă în domeniul transportului și va prezenta soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru dezvoltarea transportului public, a infrastructurii pentru pietoni, bicicliști și cu autovehiculul propriu, având în vedere o creștere a siguranței traficului și o mai bună mobilitate. Sibiul s-a dezvoltat mult în ultimii 15 ani din punctul de vedere al infrastructurii. Transportul public a început un parcurs de modernizare, numărul de autovehicule care rulează pe străzi a crescut, iar bicicleta a început să fie tot mai folosită pentru transport. Sibiul este un oraș dinamic, în mișcare, iar planul de mobilitate ne va oferi soluții concrete pentru un sistem de transport funcțional, indiferent de modalitatea de deplasare utilizată. Planul are în vedere un set de măsuri tehnice, cum ar fi crearea unor artere ocolitoare, îmbunătățirea rutelor de transport public, extinderea rețelelor pentru bicicliști, reorganizarea și crearea de noi locuri de parcare, amenajări pentru siguranța pietonilor sau noi reglementări rutiere. Pentru ca planul să răspundă necesităților de transport, implicarea sibienilor este un factor important. În acest scop, se vor organiza întâlniri cu cetățenii și consultări publice, precum și o serie de sondaje la care sibienii sunt invitați să participe. Întrebările adresate se vor referi la mijloacele de transport utilizate pentru deplasarea, preșcoală, serviciu sau cumpărături și rutele utilizate cel mai des.